Am avut o discuție cu Sorin Oprescu. El și-a exprimat în continuare disponibilitatea cunoscută de a candida la această funcție importantă de primar general al Capitalei. Și, bineînțeles, Comitetul Executiv mâine va trebui să decidă. Nu e obligatoriu ca să se adopte și deciziile cele mai bune. Uneori se adoptă decizii. Ion Ninescu, președintele onorific al PSD, crede că Oprescu are șanse reale să intre în cursa pentru primărie din partea PSD. Nici Marian Vanghelie nu se lasă cu una cu două. Primarul sectorului 5 susține în continuare că are în unanimitate suportul organizației de București și că mâine el va fi propus pentru a intra în cursa pentru primărie.